Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Vreau să vă arăt seducătoarele de anul acesta, un update 2024, pentru că am făcut și anul trecut clipul acesta, poate că în aceeași perioadă, dacă nu mă înșel, nu mai știu, dar vă las un link pentru că să știți că clipul acela rămâne valabil. Ba chiar am păstrat două dintre parfumurile pe care o să le vedeți acolo. Da! Deci vorbim despre parfumuri atrăgătoare, despre parfumuri sexy, despre parfumuri pe care eu le iubesc din toate punctele de vedere. Sunt parfumuri bune și potrivite și în perioada caldă. Am păstrat două parfumuri, da, și am inclus un altul pe care eu l-am de mult în colecție, doar că îmi place și mai mult acum, dar o să vedeți despre ce este vorba. În primul rând, Valentino Born in Roma Intens este un parfum de designer care a și intrat în top 5 în favoritele mele, pe care trebuie să îl aveți în colecție. Este unul dintre cele mai feminine, sexy, misterioase parfumuri. Este minunat, este bun, este persistent, proiectează. Este o frumusețe de parfum și mi se pare super potrivit într-o seară de vară. Și nu numai, puteți să-l purtați în seriile de vară. Cred că așa a fost clipul de anul trecut, parfumurii seducătoare pentru seriile de vară, dacă nu mă înșel, parcă așa l-am denumit, dar este un parfum cald, un parfum sexy, un parfum misterios, floral. Îl simt și puțin sărat, nu știu, este ambrat, este cald și foarte, foarte, foarte bun și foarte frumos. Deci, testați-l! Eu vreau să testez Valentino Donna Born in Roma. L-am mai testat eu așa prin magazin, dar niciodată nu am fost foarte atentă la el și mi se pare atât de bun ăsta încât cred eu că și varianta aia de zi, mai potrivită pentru zi, ar fi minunată în colecția mea. Dar da, și sticla, și mirosul te duc cu gândul la o seară de vară, la o rochie de seară, nu știu, o rochie neagră, o rochie nu neapărat foarte elegantă, dar mai sexy, desigur, și e destul de purtabil, adică nu e genul ăla de parfum foarte elegant pe care poți să-l porți doar la evenimente speciale sau nu știu ce restaurante de lux. Nu. Este un parfum, cred că asta îmi și place foarte mult la el, este un parfum purtabil, v-am zis la ce mă duce cu gândul și sticla și mirosul, dar e purtabil, poți să-l porți când ai chef și oriunde ai chef. Și mai e potrivit și pentru perioada rece, deci versatil și minunat. Valentino Donna Born in Roma Intens. Următorul parfum este Sex and the City Rolly de la Francesca Bianchi, un alt parfum seducător și puternic. Proiectează foarte bine, persistă foarte bine. Este un parfum, nu este ca și Valentino Donna Born in Roma, ceva ce, nu știu, din descriere poți să-ți faci o idee despre Valentino, despre cum ar fi parfumul, dar în legătură cu Sex and the City Rolly nu prea poți să-ți faci. Este un parfum complex, este ușor animalic, este puțin fructat, este puțin pudrat, are și cocos. Are un vibe tropical așa, dar diferit. Deci pe acesta pot doar să vi-l recomand să-l testați. Deci testați-l de la Francesca Bianchi, acesta mi se pare mie cel mai purtabil și cel mai ușor de iubit. Deci este Neroli și mai găsiți în magazin Sex and the City simplu. Cele două seamănă destul de bine, dar acesta are și o notă de Neroli plăcută, care îmi place și mie foarte mult. Să știți că Neroli nu îmi place în toate parfumurile și acum depinde cum este combinat, depinde cum este făcut, dar aici îmi place foarte mult, este un parfum minunat și sexy și vi-l recomand cu drag.
Trecem la următorul parfum, un parfum cu cocos, la noi Trezor Nude, care se mai găsește pe aici, pe acolo și eu îl recomand cu tot dragul să îl luați în colecție cât se mai găsește, pentru că din punctul meu de vedere, acesta este unul dintre cele mai frumoase parfumuri cu cocos. Este un cocos lemnos, este și vanilat, dar nu foarte dulce. Este genul acela de parfum seducător și elegant. Doamne, cât de bine miroase parfumul acesta. Deci este o frumusețe. Dar v-am zis, este genul acela de parfum seducător și elegant, feminin. Mi se pare mai degrabă sau mai potrivit pentru zi. Și foarte, foarte, foarte frumos și acesta. Îl mai includ eu prin clipurile mele. Cred că o să-l și port în perioada următoare. Următorul parfum despre care vorbim este unul care a intrat în colecția mea recent și îmi place din ce în ce mai mult. De la început mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam. Mă așteptam sincer să fie un fructat ceva mai juvenil, ceva mai simplu, dar nu, și asta mă bucură foarte mult. Este un parfum complex, este un parfum frumos, persistă foarte bine, apropo, că vi l-am arătat în haul și atunci v-am spus că nu știu exact, nu sunt sigură despre persistență, persistă foarte bine, foarte bine, și asta mă bucură extraordinar de mult, pentru că este și un parfum destul de scump. Nu este un parfum fructat juvenil, este ceva mai matur, dar nu vă gândiți la un parfum, nu știu, prea matur, hai să zic așa, nu. Mă duce cu gândul la un cocktail fructat, servit la un restaurant pe malul mării, la apus. Este fructat, o combinație în deschidere, o să-l și pulverizez, apropo are și sclipici, are sclipici și atunci când pulverizezi rămâne pe piele, de fapt sunt aceste foițe de aur, rămâne pe piele sclipicios așa. Bucățele ceva mai mari, nu pot să zic că este sclipiciul, sclipici, cum este în alte spray-uri din acelea de corp. În deschidere este ceva mai fructat, miroase ca un cocktail cu licii, cu fructe roșii, cu șampanie, bubbly, dar la început am simțit mai clară deschiderea asta super fructată, apoi parfumul s-a așezat și acum simt deja combinația asta de fructe cu șampanie. Deci nu, te duce cu gândul la petrecere, cu siguranță. Dar are și partea aceea ceva mai matură. Este vorba despre iris și paciuli și este un iris un pic de tot murdărel, așa. V-am zis, e deosebit, este complex, este frumos, este minunat. Trebuie să-l testați cu siguranță, pentru că este un parfum scump și nu v-aș recomanda să-l cumpărați blind, dar este un seducător și un atrăgător cu siguranță. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, sau ultimele parfumuri, sunt cele două parfumuri de la Paco Rabanne. Olympia Intense este preferatul meu, nu știu pe unde și cum se mai găsește, dacă se mai găsește, nu înțeleg de ce l-au discontinuat și pe acesta, dacă l-au discontinuat, dar rămâne unul dintre parfumurile mele favorite pe care l-aș include de fiecare dată într-un astfel de video. Pentru seriile de vară este perfect, este un parfum cald, este și sărat, este ambrat, are și niște iasomie. Mi se pare că în Olympia se simt mai mult notele astea florale decât în Olympia Intense.
Olimpea, eu am aici o variantă veche, dar cred eu că ce se găsește acum în magazin are o deschidere ceva mai sărată, este mai aerisit, parcă partea florală se simte un pic mai tare. E bine, în Olimpea Intens se deschide direct, direct dulce, combinația aia de dulce cu sărat, cu ambră, este un parfum superb și acesta, dar și Olimpea. Din păcate nu am mai testat de mult Olimpea care se găsește acum, dar am avut și o variantă mai nouă pe care am consumat-o anul trecut și mi-a plăcut și acela foarte mult, deci nu pot să zic că este un parfum slab după reformulări sau ceva, deci până anul trecut am avut o variantă nouă de Olimpea pe care am consumat-o, dar am rămas cu aceasta. Da, le-aș include mereu un clip, într-un clip de genul acesta, sunt niște parfumuri seducătoare și calde. Tot așa, parfumuri de petreceri, de vară, de seară, minunate din toate punctele de vedere. Da, am avut un video mai scurt decât de obicei, sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi-le acolo în comentarii. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, puteți să deveniți și membrii dacă vă doriți asta, dacă doriți să susțineți acest canal, eu o să vă răsplătesc cu clipuri suplimentare și cu cele mai bune oferte pentru ca voi să faceți cele mai bune achiziții. Aveți acolo 4 tipuri de abonament și orice tip de abonament vă alegeți, o să aveți același conținut. Mă refer aici la partea de membri. Și dacă doriți, puteți să împărtășiți clipurile mele și cu prietenii voștri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă mulțumesc pentru vizionare. V-am pupat. Pa, pa!